Șoferul și-a continuat deplasarea până pe strada Izvorul Negru din Moisei, unde din cauza vitezei excesive a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în albia pârâului. Șoferul, un tânăr de 28 de ani din Moisei, nu a suferit vătămări corporale, însă autoturismul a fost avariat. Întrucât tânărul de la volan a refuzat testarea cu aparatul etilotest, a fost condus la spital, unde au fost recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a stabilit că acesta avea o concentrație de 1,75 mg pe litru alcool pur în sânge. În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea sa pe perioadă de 24 de ore. Ulterior, procurorul de caz urmând a dispune în consecință. Polițiștii continuă cercetările pentru distrugere și conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.